Salutare, oameni buni! Eu sunt Adrian și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. În videoclipul de astăzi o să vă prezint o soluție bio pentru păduchii de pe tomate. Vedeți? Această soluție se pretează pentru solarile mici. Să acop și prima tomată. Cam așa arată. După ce vă prezint soluția bio pentru păduchi, o să culeg această roșie și o să cântăresc. Am acest vermoler, are 2 litri. În el o să adaug 200 de ml de lapte dulce. Rețeta este de 1 litru la 10 litri de apă. După care o să adaug apă. După ce am adăugat apa, l-a agit bine și stropez roșiile din două în două zile, de preferat seara. Întreaga operațiune mi-a luat o jumătate de oră. Haideți să vă arăt și rezultatul. Folosesc 4 litri de soluție la solarul de 24 de metri. Și acum uitați pe frunză. Sunt morți. Repet operațiunea din două în două zile. Acum mă duc să aduc cântarul și să cântărim roșia de jos. Ce am omis să spun, soluția trebuie să fie, să nu fie rece, adică nu obțineți laptele la frigider și apa să o luați direct din de la pompă, pentru că veți mâna roșiile. Să fie lăsată la apa, lăsată la soare și nu e niciun fel de problemă. Haideți să tăiem tomata. Aceasta este greutatea, am stricat-o un pic când am tăiat-o, sunt foarte tari în coaje, dar sunt naturale și o să le mâncăm cu plăcere. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și toate cele bune!